Evident că decizia de a trece la alegeri directe a președintelui este un pas bun. Și este un pas înainte pentru restabilirea democrației în Republica Moldova. Este un rezultat al presiunii societății, al protestelor care au avut loc, al colectării semnăturilor, sute de mii de oameni au semnat în mai multe sate. Oamenii își doresc să aleagă direct un președinte, să fie un președinte puternic, care să oprească fără de legile din Republica Moldova. Acum, împreună cu colegii, chiar acum am convocat colegii juriști, noi vrem să ne așezăm și să vedem totuși care a fost decizia, pentru că am auzit-o acum din presă. Să ne clarificăm cu toate detaliile.